Acasă e acolo unde te simți bine, chiar și în izolare. E lecția incredibilă pe care în aceste zile de sărbătoare ne-o dau câțiva oameni cu părul alb. Nu o să le spunem bătrâni, pentru că nu sunt deloc așa. Nu o să numim nici locul în care stau ei azil, pentru că ei îi spun acasă. Paștele acesta i-a prins în izolare pe bunicii dintr-un cămin al Bucureștiului și pe angajații de acolo. Dar asta i-a făcut să se cunoască mai bine, spun ei, și să prețuiască fiecare clipă petrecută împreună. Urmăriți în exclusivitate un reportaj filmat integral de angajații centrului Nicolae Cajal. Undeva într-o clădire de pe o stradă mai retrasă din București, trăiesc, gândesc optimist și se bucură de viață, o mână de oameni simpatici și îngerii lor păzitori. Suntem la Centrul pentru Îngrijirea Vârstnicilor Nicolae Cajal, iar acestea sunt imagini de arhivă de acum vreo jumătate de an, când nimeni nu s-ar fi gândit că va veni o zi în care vor spune: suntem izolați! Au decis așa prin tragere la sorți în prima zi a stării de urgență. O parte dintre angajați pleacă acasă în izolare, ceilalți rămân izolați aici să aibă grijă de vârstnici. Bună ziua! Ce faceți? Mulți înainte! N-au mai putut face petreceri ca altădată. De când cu pandemia, regulile s-au schimbat. Oamenii stau mai mult în camerele lor, se uită la televizor, citesc, ori se roagă. Sunteți bine, da? Bun, mă bucur și vreau să vă transmit sărbători fericite. Vă îmbrățișăm cu drag! În camera domnului Traian, directoarea intră doar să îl anunțe că la ora 2 începe ședința. Câteva minute mai târziu, profesorul dr. Traian Ionescu, îmbrăcat la costum, le vorbește tuturor despre măsuri de protecție în vreme de pandemie. Are 91 de ani și a fost reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății. A coordonat în țară și în străinătate lupta cu cele mai grave boli ale omenirii. Dacă am rămâne așa organizați, eu zic că n-ar trebui să avem probleme. După prânz, în grupuri mici, ies puțin și în curte ca să privească cerul, să depene amintiri și să spună glume de sezon. Pe mine m-a întrebat odată un elev în clasă, zice: doamnă, spuneți-mi, există Dumnezeu? Și altul i-a spus: există, mă, dar n-are voie să ne spună. Peste câteva ore, doamna Sanda e în fața microfonului pentru un anunț important. Sunt acum și eu emoționată pentru că am primit lumina de la Ierusalim. Iar vestea se răspândește prin boxe în tot căminul, după care, ca în orice casă, s-au așezat tot împreună la masa de sărbătoare. Vă urez de Sfintele Sărbători sănătate, vouă, la copii și la nepoții mei toți, și să aveți grijă de voi. Eu sunt foarte bine, suntem foarte îngrijiți și păziți de nepasta care a dat peste noi. Un Paște fericit și când ciocniți un nou, să beți un pahar de șampanie, să-l faceți și cu gândul la mine. Povestea aceasta nu este una despre izolare, este despre forța unei mici comunități de a rămâne unită și optimistă chiar și în vremuri atât de dificile în care tocmai ei sunt în mare pericol. Mesajul acestor oameni este unul foarte clar: rămâneți acasă, oriunde ar fi asta. De la mine de acasă, pentru Observator, Carmen Moise.